Bună seara, prieteni, sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. iată din nou, față în față cu dumneavoastră, noi de aici din studio vă salutăm și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și așa cum deja v-ați obișnuit cu emisiunea noastră și în seara aceasta vă aducem un subiect frumos, un subiect, să spunem, la zi, contemporan cu realitatea în care trăim. Și bineînțeles, de asemenea, vă aducem un invitat deosebit, de fapt, o revenire în studiul nostru, a domnului conferențiar universal, dr. Sorin Bădrăgan. Domnule profesor, bine ați revenit! Bine v-am pregăsit, mulțumesc pentru invitație! Cu drag, mă bucur să ne revedem în fața camerei de la vederi. Vreau să spun înainte telespectatorilor noștri, celor care nu vă cunosc, că sunteți în primul rând profesor, și chiar uh, prodecan la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București. De asemenea, sunteți păstori, e foarte important că astăzi vom vorbi despre uh, să spunem, o provocare a Bisericii, deci sunteți păstori și la uh, Biserica Creștină Baptistă Providența din București și de asemenea foarte important sunteți președintele comunității Creștine Baptiste de București. A spune că mai aveți și alte, multe alte slujiri. Dumnezeu le știe, noi ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea binecuvântare și mai mult să vă dea puterea și sănătatea să le puteți duce la îndeplinire cel puțin ca până acum. Mulțumesc foarte mult, așa mă rog și eu, și pentru mine și pentru dumneavoastră. A, astăzi vom discuta și noi vă mulțumim și astăzi vom discuta despre un subiect, a spune eu, care. A, necesul o atenție și o abordare destul de serioasă. Un subiect care, din fericire, este din ce în ce mai prezent pe buzele celor din jurul nostru. Aici vorbim despre atât de slujitorii bisericii, cât și de credincioși, să spunem, de da? oameni care uh, participă la serviciile bisericii, duc o viață creștină, sunt cititori ai Sfântului Scripturi, au o viață spirituală activă, oameni care, din ce în ce mai mult, vorbesc despre reformă și revitalizare. Așa că am numit subiectul din seria aceasta despre chiar așa, reformă și revitalizarea atât la nivelul bisericii și bineînțeles ale vieților noastre, că până la urmă biserica fără noi n-ar mai fi uh, nimic, pentru că noi știm că biserica este formată din pietre vii, din oameni. În primul rând, cum vi se pare subiectul acesta, dacă este uh, un subiect care l-ați văzut și dumneavoastră și dacă într adevăr dacă merită atenție sau Există și o altă variantă, să-l lăsăm în pace și să ne referim la el ca la un eveniment probabil în trecut și ne aduce aminte de Luther și de ceilalți să spunem, reformatori, care într-adevăr, într-un moment al istoriei, au avut un, un aport, să spunem, destul de vizibil, au făcut o mare transformare în cadrul bisericii și noi îl amintim mereu ca reforma protestantă. Putem să discutăm și așa. Dar, pornind de la timpul prezent, aș vrea să văd cum vedeți dumneavoastră uh, problema aceasta a nevoie de reformă și de revitalizare. Uh, să vorbim despre reforma așa cum a fost ea cu 500 de ani, cu siguranță are valoare uh, în, în ea însăși uh, această preocupare, dar uh, e un subiect mereu actual uh, pentru biserică. Însuși Martin Luther a enunțat un principiu pe care noi îl cam uităm, și nu doar noi l-a uitat și urmașii lui, principiul fiind Eclesia Reformată Semper Reformanda, care înseamnă Biserica Reformată și într-o permanentă reformă, întotdeauna reformându-se. Este unul dintre principiile, de fapt, esențiale ale vieții poporului Dumnezeu. Și nevoia acestui principiu, sau de a nu uita acest principiu, de a-l implementa, se poate vedea în chiar istoria mișcării luterane pe care a început-o reformatorul german. Nu trebuie decât să ne gândim la ce s-a întâmplat cu Biserica Luterană în mai puțin de 100 de ani după moartea lui Martin Luther. În Biserica Luterană a apărut o mișcare, așa numită mișcare pietistă, care a fost o reacție tocmai la drumul pe care luteranii îl urmaseră la foarte scurt timp după ce Martin Luther n-a mai fost. Biserica ulterior, biserica a devenit destul de anchilozată, învățătura a devenit, a, devenit seacă, viața bisericilor de fapt devenise din ce în ce mai liturgică și s-a dus prospețimea aceea a vremurilor reformate. la un moment dat. Plus formalism da? religios, cu siguranță, a apărut mișcarea pietistă care a pus accentul pe experiența credinciosului în umblarea cu Dumnezeu, a prezenței Duhului Dumnezeu, întoarcerea la Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, luteranii au experimentat asta la mai puțin de 100 de ani. Și să mai dăm un exemplu, ce s-a întâmplat cu mișcarea metodistă. Wesley a început o mișcare extraordinară, nu așa, pentru că, iarăși, Biserica Anglicană se împietrise, se pietrificase, de fapt, marile încercări de a reforma Biserica Anglicană n-au fost foarte de mare succes. Știm că Henry VIII s-a dezis de Biserica Catolică. A avut interesele lui personale să se poată însura, căsători cu altcineva decât cu Caterina de Aragon, de Aragon dar cu încercările lui Latimer și, și ale altora, de fapt, biserica, Thomas Cranmer, biserica n-a fost reformată cu adevărat sau până la capăt. A apărut John Wesley, Charles Wesley, frații Wesley. Um, și uh, s-au pus bazele unei mișcări uh, care inițial nu s-a vrut a fi în afara Bisericii uh, Anglicane, uh, dar s-a format Biserica Metodistă, uh, totul minunat, uh, cuvântul Domnului studiat în grupuri mici, metodic, uh, mișcarea de trezire, predicare, extraordinar. Ce s-a întâmplat cu Mișcarea Metodistă 100 de ani mai târziu, uh, și astăzi, e una din cele mai liberale. Mișcări, cel puțin în, în spațiul american, nord-american, dar de asemenea și, și în Anglia. Iată două exemple de mișcări care au început extraordinar de bine, au început ca mișcări reformatoare și care totuși au ajuns în, într-o direcție total opusă intenției inițiale. Ce înseamnă asta? Din nou, noi suntem chemați la nivel personal și împreună ca și comunitatea de credincioși să ne aliniem viața după cuvântul Domnului la subcălăuzirea Duhului. Asta înseamnă reformă. De fapt, noi suntem chemați la nivel personal să ne tot reformăm în lumina cuvântului. De ce? Pentru că noi ne ducem într o direcție pe care o credem bună uneori Uh, sfințim uh, metode, sfințim uh, principii, legi, și credem că mergem pe un drum bun, dar apare Duhul Domnului și ne spune nu, 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 nu trebuie să mergem partea asta. Altă. Așa ar trebui să înțelegi. Uh, nu mai uh, pietrifica anumite obiceiuri, nu le mai uh, dăltui în piatră pentru că eu vreau ca voi să mă urmați îndeapoape. așa cum poporul să l era chemat să-l urmeze pe Domnul când dădea Domnul semnalul când se ridica stâlpul de foc sau norul, atunci trebuia să pornească și poporul. Cam aceasta este imaginea poporului care îl urmează pe Dumnezeu în ascultare. Și asta înseamnă o reformare permanentă a noastră personală, dar și a copiilor Domnului, a bisericii în nou legământ, după cum ne învață cuvântul și după cum ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Mă bucur că a dat deja definiția reforme și, practic, pe cine vizează. Noi, vorbim despre, când vorbim despre reforma bisericii, trebuie să luăm în evidență, clar, reforma membrilor bisericii, și se referă la mine, la dumneavoastră, la cei din jurul nostru, ce care, într-adevăr, formă biserica. Deci, până la urmă, o reformă a unei comunități, a unei uh, mișcări, are de-a face cu ființa umană, până la urmă, cu omul care este implicat în acea comunitate, în acea, în acea biserică. Acum, dacă ne uităm puțin și uh, în trecut, chiar în Vechiul Testament, uh, mi-aduc aminte de un, uh, de un alt moment, uh, și anume despre refacerea Templului pe, în uh, Zidul Ierusalimului, a Templului, întoarcerea evreilor din, din Robie, recitirea cărților uh, pe timpul Ezra, uh, plus ceea ce s-a întâmplat în perioada lui Ezra, uh, uh, lui Luther și uh, celor două mișcări de care vorbeați. Întotdeauna au avut uh, ca și, să spunem, activitate centrală întoarcerea la Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb acum, pentru că asta citim, uh, se spune în cartea aia că spune, s-a recitit și au adus aminte, i-a băgat la școală, ca să zic așa, i-a pus uh -huh. să-și să, să aduc aminte de Cuvântul lui Dumnezeu la vremea respectivă. Vreau să vă întreb pe, uh, cât de importantă este, ca parte a reformei, a revitalizării, uh, pe de-o parte, cititul scriptură sau învățătura scripturii și apoi, bine, alte practici. Și aici vorbim de uh, rugăciune sau știu, alte activități. Dar vreau să întoarcem puțin la Cuvântul lui Dumnezeu. Uh, Pornind de aici, o să vedeți uh, unde vreau să merg cu discuția. Da, da. Um, cât de importantă este esențială. De ce? Pentru că, așa după cum a înțeles foarte bine și profund chiar Martin Luther, biserica este comunitatea cuvântului. Este comunitatea formată din cei care au auzit, au crezut și vor să trăiască acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și atunci, de fapt, Sfânta Scriptură deschisă, ea poate îndrepta calea, spune frumos o, o cântare uh, mai veche. Uh, o altă zice: Dați-mi mână, Biblia. Uh, Ce sfântă. <Sfântă nu? Uh, și ea, ea face multe lucruri. Ea îndreaptă pe păcătoși, ea uh, ne ajută să să ieșim din, uh, din încercări biruitori și. Uh, așadar, Cuvântul lui Dumnezeu este central pentru viața noastră personală și pentru viața copiilor Domnului, uh, pentru viața Bisericii, pentru viața noastră împreună. De aceea, o revitalizare, și eu cred că de preferat ar fi cuvântul revitalizare, având în vedere că reformă comportă uh, niște schimbări sau implică niște schimbări uh, structurale. Uh, reforma, uh, spre exemplu, în, în vremea, de la începutul modernității, uh, pe care Martin Luther a inițiat-o a avut o, o componentă instituțională semnificativă. A schimbat a, instituția, a bisericii cu totul. Sigur. Deși, în esență, Luther a vrut reformarea bisericii învățăturii. Da, dar a învățăturii. El, el a avut o pregătire scolastică. Adică el a înțeles cât de importantă e învățătura. Cât de importantă e doctrina. Pentru că, de fapt, dacă te uiți la anumite practici, ele sunt doar rodul unei teorii și atunci, uh, Zwingli, spre exemplu, ca o, ca o curiozitate, că Huldrich Zwingli, uh, a fost mai mult influențat de mișcarea umanistă de atunci și a fost, el era mai, mai interesat de uh, practici, pe când Luther s-a dus la rădăcină, s-a dus la învățătură. Și Luther a vrut să, să schimbe, de aceea el a venit cu imperativul ăsta pe justificarea prin credință. Deci Luther a, a prins esența. Esența este să te duci la, la învățătură, pentru că învățătura e cea din care reiesc practicile. Și atunci, dar, schimbarea învățăturii a dus și la schimbarea instituțională a bisericii. Biserica a trebuit să renunțe la purgatoriu, la, de, de, de fapt, la mai multe învățături, dar, exact, dar și și la statutul pe care papa și conciliile îl aveau, care se ridicau deasupra Scripturii. Și atunci, deci au fost de aceea reforma este un concept mult mai larg. Cred că evanghelicii, spre exemplu, din România și în general din, din, din lume nu au nevoie de o reformă în sensul acesta al unor transformări instituționale în, în profunzimea lor pentru că evanghelicii ar trebui să reziste mai departe, să se dezvolte foarte mult instituțional. Preocuparea noastră principală ar trebui să fie pe viața bisericilor locale, pe, pe viață, pe lucrare, pe uh, umblarea noastră cu Domnul. Și atunci, revitalizarea ar fi, ar fi uh, termenul de dorit, cred, um, și cu siguranță, revitalizarea uh, se face în esențial uh, prin printr-o întoarcere la Cuvântul lui Dumnezeu. Printr-o uh, întoarcere la Cuvânt, o expunere a noastră la Cuvânt. O trăire a Cuvântului, dar apoi și o împărtășire a Cuvântului. Iar toate aspectele acestea mă tem că nu pot fi făcute în același mod de fiecare generație. Într-un fel au făcut o generație de după Domnul Iisus Hristos și după Apostoli, în alt fel au făcut o Luther cu al lui și noi avem provocări ale lumii în care trăim, avem condiționări culturale care necesită să facem toate aceste lucruri, să ne întoarcem ad fontes, cum spunea la la rădăcină, la izvoare, la cuvânt, dar să găsim metode proaspete și relevante pentru lumea în care trăim, pentru ca acest cuvânt să ne... Lumineze, să ne cerceteze și uh, să-l putem împărtăși vecinilor noștri, aproape lui nostru din secolul XXI. Uh, ați menționat ceva despre context și asta e foarte important. Uh, generația în care trăim noi, inclusiv poate generația de după noi, dacă ne uităm la copiii noștri, uh, și dumneavoastră și eu avem copii, să spunem, adolescenți spre, spre tineri, și ne uităm la ei și ne mirăm că. Uh, modul lor de înțelegere și de uh, să spunem de adaptare la, la condițiile existenței sunt mult diferite de față de ceea ce înțelegeam noi acum 30 de ani sau acum 25 de ani și când vorbim despre principiul acesta al, al adaptării al uh, revitalizării într-o comunitate creștină uh, vreau să vedem puțin cum noi, cel puțin generația noastră și generația de după noi Putem face ceva astfel încât adaptarea aceasta să, să fie cât mai ușoară. De ce? Trebuie să recunoaștem că noi avem, fiecare dintre noi, această uh, tendință de a ne păstra ceea ce știm noi că e bine. Sau am mai auzit un, o expresie pe care o cunoaște, spune, așa am primit. Da? E un, uh -huh. e un termen foarte folosit în context evanghelic. Ceea ce noi am primit și modul în care uh, ne închinam, modul în care ne raportam la alții, relațiile pe care le avem, modul în care comunicam, nu mai vorim, sunt mult diferite acum uh, față de ceea ce aveam noi acum uh, câteva zeci de ani. Problema este că vremurile se schimbă. Iar noi, cu cât mergem în vârstă, uh, ne dăm seama că suntem mai greu de schimbat uneori, suntem mai retincenti în a accepta schimbarea. Uh, există și între noi conflictul acesta între generații, așa că. În primul rând, contextul acesta de timp și mai mult de spațiu, da? vreau să vedem cum, cum îl vedeți dumneavoastră și cum credem că credeți că uh, ne ajută sau nu ne ajută sau putem face ceva astfel încât să fim relevanți și pentru cei care vin după noi. Acum, uh, problema asta este foarte spinoasă, uh, de fapt, pentru că generația noastră are o experiență pe care n am mai avut-o nicio altă generație în istoria omenirii. Gândiți-vă, acum noi putem să luăm aceste mini-computere, care sunt telefoanele mobile, și uh, probabil că singurul lucru pe care nu-l putem face cu ele este să uh, ne apucăm de gătit. Cu, cu ele, efectiv. Dar, dar putem lua... Tot felul de rețete de pe, de pe ele, cu ajutorul lor. Găsim. Dar putem vorbi la telefon, nu? Putem, putem comunica cu, cu alții, putem să primim vești din toate colțurile pământului, putem să ne fotografiem, putem să scanăm lucruri, putem să ne calculăm rata inimii, pulsul, să ne luăm pulsul, nu? bine, și cu ajutorul ceasului de, de, la mână, putem să facem o sumedenie de alte lucruri cu aplicațiile astea pe care le avem la dispoziție. Asta se întâmplă în secolul 21, în 2021. Trebuie să dăm înapoi și mă tem că dacă dăm 40 de ani înapoi, nu? comunicarea, toate lucrurile astea trebuiau făcute cu aparate diferite. Am fi umplut o cameră întreagă de mașini care fi făcut lucrurile pe care doar le-am enumerat eu. Un copiator ar fi fost uh, cam un metru cub. Exact. Nu? Telefonul era cu fir, ne-am fi putut chiar împiedica de el. Uh, uh, aparatul era mare și greu în mâna noastră. Un televizor, un cinema, vă dați seama ce Ne uităm un... la filme televizorul era ăla uh, iarăși un un metru cub, nu? Da. Deci um, ascultăm muzică, ne, ne trebuia Discuri un și tot felul ne trebuia de discur, ne trebuia... um, ce înseamnă asta? Uh, înseamnă că în generaț generația noastră a cunoscut avansul tehnologic cel mai mare din istoria omenirii. Provocarea pe care noi o avem este că în același timp, deci așadar simultan, avem și persoane care au crescut cu acea tehnologie ce li s-a lipit de inimă, tehnologie, și perioada care a venit cu anumite abordări, anumite atitudini față de Dumnezeu, față de uh, viața spirituală, religioasă, cu, față de semeni. Uh, așadar, avem spectru începând de acolo și ajungăm până la generația copiilor noștri și altora poate mai mari decât ei care s-au născut cu această tehnologie. De la 2 ani, copii care meșteresc telefoanele mobile mult mai bine decât o putem face noi. Și atunci, asta este o mare provocare și noi uităm deseori lucrul acesta, nu-l nu, nu înțelegem, nu-l luăm, nu luăm în seamă și asta ar trebui să fie o preocupare de fapt pentru toate aspectele vieții societății. Sunt, sunt provocări. Toate procesele din societate, votarea, businessul, educația, toate trebuie, de fapt, să ia în seamă, să, să ia în considerare această realitate a coexistenței unor, unor obiceiuri și unor schimbări enorme, ca niciodată în istoria noastră, care s-au care întâmplat. În, în ultimii 50 de ani. Biserica trebuie să fie și ea una dintre instituțiile sau cadrul, unul dintre cadrele în care să se asimileze lucrul ăsta, să, să fie luat în considerare. Și ar trebui să, să înțelegem, ok, de ce, de ce sunt neînțelegerile astea? Uneori, așa numitul un război al închinării. War worship worship War, așteptări diferite, generația mai tânără care vrea să se comunice cuvântul și prin aplicații, să fie mult mai multă imagine în expunerea, în explicarea cuvântului, în predicarea cuvântului, să fie un pic mai dinamic, dinamică slujba de închinare, să fie un grup care să conducă. Biserica într-o închinare cu niște cântări, să, să fie întâlniri în grupuri de case. Da? nu Diferit față de ce știe o altă generație care înțelege Biserica mai mult în termenii unei întâlniri formale la biserică, okay. dar de fapt e o clădire, e o casă de rugăciune, și ce e acolo e biserică, în rest nu prea, nu prea e biserică. Așadar, sunt foarte multe provocări în perioada noastră, dar aș vrea să spun că, de fapt, contextul dintotdeauna a fost important. Pentru că, gândiți-vă, Sfânta Scriptură ne-a fost uh, dată pe parcursul a peste 1200 de ani. Nu? Uh, zeci de uh, autori, de, de scriitori, autorul să spunem fiind Duhul lui Dumnezeu. Dar uh, Scriptura ne-a venit îmbrăcată în uh, în, în contextul uh, ei, din uh, Palestina, Israel, din lumea uh, mediteraneană a secolului I. Deci, uh, Dumnezeu întotdeauna uh, a ales să ne comunice așa. Uh, nu, nu avem un adevăr pur, un, un, un adevăr din ăsta uh, în sensul platonic, uh, exact. uh, al, al unor idei care, care sunt undeva suspendate uh, în aer și noi trebuie numai să le, să le primim. Uh, toate lucrurile acestea. Răiesc din Evanghelii, care sunt niște întâmplări ale unor comunități, a, 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 ale Domnului Isus Hristos, care a lucrat, care a activat în niște comunități evreiești din secolul I. Și noi trebuie să înțelegem care era semnificația vedrelor cu apă de la Nunta din Cana, de ce i-a spus așa, de ce i-a spus altfel. Să înțelegem care erau semnificațiile detaliilor de la cina ce de taină. Sunt, sunt, de fapt, toată scriptura e, e, este cuvântul lui Dumnezeu, dar este comunicat într-un context. Și ce înseamnă asta? Contextul este important. Noi trebuie să înțelegem contextul în care ne a fost comunicat Cuvântul, să încercăm să identificăm lucruri esențiale pe care să le aplicăm astăzi în contextul nostru. De aceea, contextul, din nou, este important și a trăi înaintea lui Dumnezeu e o responsabilitate pe care generația noastră trebuie să o ducă la îndeplinire în conformitate sau în cadrul în care Dumnezeu ne-a lăsat să existăm. Amint și eu sunt de acord și apropo de tehnologie, vreau să spun că tehnologia merge atât de, de rapid înainte, se dezvoltă atât de rapid încât inclusiv oamenii care lucrează în domeniu au dificultăți în a ține pasul cu noutățile. Așa mm -hmm. de dificil mm -hmm. să faci un efort ca să fii la zi cu tot ce mai apare, cu ce se mai întâmplă în domeniu. Uh, trebuie să facem lucrul acesta, trebuie să ne revitalizăm și apoi trebuie să ne adaptăm uh, mesajul scripturii care este același la uh, contextul în care trăim. Fie că vorbim ca timp, dar și ca formă de reprezentare. Și mă bucur că ați menționat lucrul acesta. Uh, un alt aspect al de revitalizării. Pe care l-am văzut, așa uitându-ne puțin în trecut, uh, am văzut că Dumnezeu s-a folosit de niște oameni. Și vreau să vorbim puțin de aspectul acesta. Când am vorbit de Luther, am zis Luther, da? De reforma luterană. Când am vorbit de uh, uh, Wesley, la fel, a fost un om. Uh, și alții, tot ce am semnat, Dumnezeu, la momente cheie ale istoriei, s-a folosit de niște oameni. Și vreau să-mi spune, că ne uităm puțin la aspectul acesta al conduce leadership cum îi se spune. Cât, cât, de important este sau dacă este important ca la o vreme de nevoie și putem spune că suntem într această vreme, oamenii lui Dumnezeu sau oamenii lui Dumnezeu să se ridice mânați de o chemare de, de un, să spunem așa, de o, de o flacără care arde pentru a-i duce și pe alții. Cum, cum mi se pare cât de importantă este această implicare a omului. Pentru că Dumnezeu trebuie să recunoaștem. Întotdeauna mi-am pus întrebarea Dumnezeu care este tot puternic, este suveran. El poate să apeleze oricând la orice. Totuși, în suveranitatea lui, are plăcerea aceasta, dorința asta de a colabora cu noi. Și avem experiențe, știm din trecut că Dumnezeu s-a folosit de foarte mulți ani și încă se folosește. Dar la momentul acesta al unei nevoi de revizuire. Cât de important sunt anumiți oameni sau lideri? Hai să le spunem așa. Um, Componenta umană. Da, păi, după cum spuneați foarte bine, de fapt, e extrem de important ca noi oamenii să înțelegem că suntem implicați, îmi place foarte mult cum spune Pavel în limba greacă, sunt dulos, împreună robi împreună lucrători spune el în altă parte. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și aceasta este, ați menționat, este decizia lui Dumnezeu de a ne lua parteneri. E una dintre unul din lucrurile cele mai profunde ale condiției noastre de credincioși. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Gândiți-vă, Scriptura ne putea veni așa cum au fost inițial scrise cele 10 porunci. Ne putea veni toată așa cum, cum spune Mormon, că a, a, a primit-o Joseph Smith. Um, um, însă Dumnezeu a inspirat prin Duhul Său cel spun pe profeți în Vechiul Testament, pe apostoli în Noul Testament. A fost un, un proces lung și de fapt sinuos prin care mai întâi poporul evreu și apoi biserica au înțeles care scrieri au fost puse deoparte. Noi suntem martori și, vedeți, întrebarea asta este iarăși de o însemnătate profundă pentru, pentru noi. Aș vrea să spun că trebuie, cred eu, să pornim de la ceea ce a spus Domnul Isus Hristos Îmi veți fi martori. Domnul Isus îi trimite pe ucenici pe semnificativii importanții ucenici îi trimite să fie martori. Nu îi trimite să fie mesianici. A fost un Mesia și El este Isus Hristos. Dumnezeu nu mai are nevoie de, de Mesia ce aș vrea să să punctez de la început este această încadrare sănătoasă a, a statutului oricărui ucenic al Domnului la uh, tagma la grupa de martori. Dumnezeu are nevoie de martori. Are nevoie. Dumnezeu așteaptă ca noi să fim martori. Da? Uh, nu, nu mesianici. Eu cred că așteptând așa să, să vină niște lideri uh, grozavi pe, pe cai albi. Care Știți că să... nu avem tendința asta de a aștepta. Exact. Eu... Și de aceea spun. Și, că... și dezamăgirile vin pentru Sunt că... Sigur că da. Noi avem, o, de fapt, într-un mod foarte subtil, un cult al personalității, a, al mesianismului așteptăm să vină un lider care să ne pună cu picioarele pe făgașul cel bun și să rezolve și să ne aducă vremuri de mare succes, să se întoarcă mulțimile. Și de fapt, marii oameni al lui Dumnezeu care au fost folosiți în mod special, nici nu și-au dorit lucrul ăsta. Nu Saul se ascundea printre vase, David era la oi, David fusese deja uns și el încă se ascundea pentru că n-a vrut să ridice mâna împotriva unsului Domnului. Ieremia zice, Doamne, sunt un copil. Moi uh, 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 Moise spune, Doamne, trimite pe altul, uite, Aron, ia uite, uite, Aron poate vorbi. Și bine vorbește față de mine. Exact, exact. Uh, și atunci, uh, ceea ce ne trebuie. Martin Luther. Da. Martin Luther nu, nu a vrut el să fie omul acela care uh, să fie recunoscut ca cel mai important uh, lider uh, eclezial al vremii. Uh, nu e nevoie de Mesia, e nevoie de uh, martori credincioși, uh, de martori eficienți. Și în perioada asta a reformei, una din marile descoperi pe care însă um, Eras de Rotterdam a făcut-o, el a, el a venit cu, cu un accent extrem de important. Uh, și anume, biserica se reformează dacă toți credincioșii se reformează. Noi avem vorba asta, peștele de la cap uh, se strică Sunt și de la cap se curăță. Și de la coadă se curăță. Sau de, și de la coadă se curăță, exact. Asta. Um, uh, acum, se poate să fie așa, dar... Oarecum e o chestie, ați spune noi, pur și simplu românească, asta spune, că noi știți că noi întotdeauna ne... Ca, și popor, ne place să ne plângem soarta, așa, de obicei, și spunem că, deși conducătorii sunt cei care greșesc primii, totuși cel care suferă primul este Uh, ultimul din, din lanțul acesta trofic, dacă putem să-i spunem, e urât spus, da. dar cam așa spune. Cineva suferă pentru vina altcuiva uh, și ultimul din tot lanțul acesta ăla suferă celălalt pentru că el e primul eliminat. Uh, bun, are de față și cu cultură a poporului nostru întotdeauna de a se plânge și de a vedea că în curtea da, de a se, e mai bine. Da, de a se victimiza. Exact. Uh, da, acum uh, cu siguranță Că rolul uh, unui lider într-o comunitate este important și că uh, ceea ce face un lider este înmulțit cu uh, mărimea comunității. Dacă un lider face bine, impactul acțiunilor sale bune este înmulțit de cât de mare e comunitatea, așadar cât de mare este influența liderului. Dacă face rău, la fel. Uh, Acțiunile sale rele pot fi înmulțite uh, în direct, uh, direct proporțional cu influența pe care o are. Deci, un lider are uh, un impact. Pentru că așa funcționează comunitățile, uh, relațiile din interiorul unei comunități. Dar, mm. pentru a ne întoarce, pentru a fi revitalizați, e nevoie de revitalizarea vieții fiecăruia dintre noi. Și eu, eu cred că ați spus la început că există cumva un interes crescând față de această temă și eu cred că eu văd, eu văd această recurență a discuțiilor despre revitalizare ca fiind a, o tulburare a apei de către Dumnezeu, de către Duhul lui Dumnezeu. Pentru că ne uităm în jur și vedem că nu, nu mai e rău doar în Europa de vest, une, unde uneori sub 8%, 7%, 5% din populația care se numește a fi creștină, se pretinde creștină, merge la slujbe duminica, ci noi înșine, aici, în România, ne confruntăm cu biserici goale, cu biserici cu mari probleme. O dificultate în a ajunge la oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Deci, um, tulburarea asta apei e făcută de, de Dumnezeu. Liderii au un loc important, dar nu fundamental, nu esențial. Și um, revitalizarea credincioșilor din biserici de rând este la fel de bine un punct pe care un capăt de pod pe care Duhul lui Dumnezeu îl poate folosi pentru a aduce revitalizarea unei comunități locale și poate a unei mișcări întregi. Așa este și eu gândesc tot în aceiași termeni. Mai ales că noi avem un alt dar, poporul ăsta al nostru român. Trebuie să vorbim de noi că despre revitalizarea bisericilor românești. vorba despre revitalizarea din credincioșilor din România. Mai avem uh, darul acesta, cu ghilimele de rigoare, de a da vina pe lider, pe conducător. Întotdeauna ei sunt vinovați, sunt cei care nu fac treaba, uh, deși uh, poziția de lider o poate la oricine. Fie inițiativa poate la oricine în a face ceva. Nu te oprește nimeni să nu faci sau să te-a să uh, te revitalizezi tu și să îi ajungi și pe alții. Dar vedeți că e mai ușor să stai și să acuzi și să ai așteptări uneori peste uh, puterile unui om care e pusă pentru o vreme într-o anumită funcție, fie că e în biserică, fie într-o comunitate. Ata, ca să completăm puțin despre relația aceasta între comunitate și lider. Câteodată așteptările. Întotdeauna mă întreb, doamne, sunt aștept... când sunt vorbim despre o listă despre așteptarea unei comunități față de un păstor sau știu eu, președinte de comunitate sau chiar președinte de cult, e o listă imensă. Invers, vreau să auzim și așteptările celor care sunt în, conducere, să ce așteptări au și dumnealor față de comunitate. Că, cu siguranță, și ei toți sunt oameni și au nevoie la fel de, de, niște de oameni în comunitate care să facă ceva. Nu doar să aștepte ca doar cine e în față să facă și restul doar să, să se bucure de, de munca lor. Bun, dacă tot suntem la nivelul ăsta al comunității, ne apropiem de încheiere. Vreau să vorbim puțin despre comunitate, despre relații. Suntem în contextul pandemic, încă suntem. Din păcate, mai avem, nu știu cât Dumnezeu mai îngăduie această perioadă. Dar ce s-a observat apropo la nivelul acesta al relațiilor între oamenii biserici, între oamenii care obișnuiau să se întâlnească în, în casa de rugăciune, deodată totul s-a schimbat, lucrurile s-au limitat, modul de închinare a trecut de cele mai multe ori din zona aceasta a, faț -a, a întâlnirilor personal, față în față în online și ocazia aceasta multe relații s-au răcit. Acum noi știm că e mai ușor să comunicăm cu tehnologia, dar uneori ne lipsește să spunem, relaționarea aia față în față, care face foarte mult și știm lucrul acesta. Noi asta ați practicat la fel în perioada pandemiei, ați predicat de foarte mult, ați ținut cursuri online și bănuiesc că încă mai faceți lucrul acesta, așa că știți ce înseamnă și vedem și la copiii noștri cât de mult și cât de mult uh, relaționează în spațiul acesta. E, în contextul acesta al limitărilor uh, întâlnirilor uh, în persoană și a uh, restricțiilor și a știu eu, a relațiilor până la urmă, că vorbim de niște relații care uh, nu mai sunt cum erau. Cum vedeți uh, posibilitatea să ne revitalizăm atât timp cât comunitatea e din ce în ce mai focusată spre a se proteja, a se izola, câteodată chiar se folosește asta în casă și a și mai puțin, pentru că uh, o limitare de grup, într-adevăr, are nevoie și de trângerea oamenilor într-un anumit spațiu sau știu eu, avea părtășie, să spunem așa. Uh -huh. uh, domnul Iisus uh, le spune ucenicilor uh, și înveți fi martori, nu în Cartea Faptelor al Apostolului, capitolul 1, în Ierusalim, Iudeia, în Samaria, până, până la marginea Pământului. Pământului. Și cred că nu este nicio condiționare de, de timp, nicio exceptare de la această trimitere. Duceți-vă și faceți ucenici în toată lumea. Dar nu zice în afară de timpul pandemiei. Când va fi vreo pandemie, e. Pauză, stați izolați, stați liniștiți, izolați-vă și atunci e de înțeles, e de înțeles numai să nu dureze prea mult. Mă tem că nu avem nicio, nicio excepție și ar trebui ca fiecare perioadă, indiferent cu ce provocări vine, să fie abordată cu curaj, cu încredere, cel care își zidește biserica este Iisus Hristos. Eu îmi voi zidi biserica. Și pentru mine asta este o mare încurajare, pentru că în slujirea ca păstor și implicat în viața comunității de biserici, comunității regionale de biserici, asta este o frământare. Ce, ce se va întâmpla? Eu personal cred că pandemia este răul sau provocarea mai mică. Schimbările pe care le aduce tehnologia sunt mult mai profunde și mai, mai grave. Atacă mult mai subtil și mai profund în, în ceea ce înseamnă biserică, în ceea ce înseamnă viața de credincioși, de ucenici ai Domnului, viața de închinare, închinarea bisericii a credincioșilor. Dar încurajarea pe care eu o primesc din cuvânt este afirmația Domnului Sus: Eu învăț din biserica. Hristos își va zidi biserica și în timp de pandemie. Această perioadă trebuie abordată cu curaj, trebuie abordată cu sub semnul întrebării, sub auspiciile întrebării. Asta e o provocare, dar trebuie să fie și o oportunitate. Ce facem să transformăm această perioadă într-o oportunitate? Și asta poate să însemne o prezență mai semnificativă în mediul online. Dacă nu vin oamenii la noi să-i căutăm noi pe ei, dar să ajungem pe unde uh, sunt ei. O asumare uh, a acestui uh, uh, mandat de, de a ajunge acolo unde sunt oamenii uh, poate uh, însemna o uh, schimbare a unora dintre obiceiurile noastre. Evanghelizarea să nu mai fie făcută așa, poate fi uh, la telefon, se, se pot gândi tot felul de lucruri care să răspundă provocărilor de acum. Cu siguranță lucrarea slujirea pastorală a fi aproape de oameni, ai ai căuta, ai consilia, trebuie să, să continue și uneori chiar să crească. Dar ca principiu, acolo în contextul fiecarei biserici locale, în contextul fiecarei comunități de credincioși, trebuie identificate lucrurile ce le putem face pentru a transforma această provocare într-o oportunitate. Ceea ce ar trebui să facem în permanență. În permanență. Și Duhul lui Dumnezeu ne va lumina să găsim cele mai eficiente metode de a ne îndeplini mandatul de la care nu există excepții. Să fim martorii lui Hristos. Așa este. Ceea ce este foarte, să spunem așa, Impresionant este că Biblia, așa cum am primit-o noi din, prin Duhul Sfânt, de-a lungul acelei perioade îndelungate în care Dumnezeu a inspirat mai mulți scriitori să pună pe hârtie, pe pergament, cuvântul său, rămâne actuală, indiferent de nivelul de tehnologie, nivelul de pandemie. Și este la zi, absolut, este o realitate la zi. Biblia și și încercăm să, să înțelegem ceea ce se întâmplă, asta ceea ce vedem noi, generația aceasta, se poate relaționa cu Biblia exact așa cum era ea, dar, bineînțeles, cu niște contexte, contexte diferite pe care le avem, cu mult diferit față de ce era atunci. E, aici este secretul și uh, asta încercăm, că, până la urmă, nevoia de revitalizare, de schimbare, de fontes, da? Este o nevoie continuă și repet asta pe lucrul acesta pe care l-am spus. Numai că trebuie să fim atenți în primul rând la context, la oameni și aici ne implicăm noi, doar la cineva anume și ci și noi fiecare și apoi la relațiile pe care le avem comunitate. comunitatea. asta a, a fost discuția noastră? Sunt multe lucruri pe care le putem discuta. Deci putem face o serie de emisiuni numai pe tema aceasta a revitalizării. Totuși Aș vrea să uh, încheiem cu o concluzie din partea noastră. Un text, un verset care, într-adevăr, uh, ne îndeamnă să facem, să contribuim la revitalizarea. Vreau să scot în evidență foarte mult că revitalizarea ne privește pe noi toți. Asta înseamnă nu doar ca și beneficiarea unei activități sau unor activități generate de anumiți oameni, ci fiecare dintre noi trebuie să fie parte a acestei uh, reîntoarceri la cuvânt, reîntoarcere la bază, da? La originea uh, uh, noastră, la principiile credinței, la lucrurile care, într-adevăr, merită în credință. Pentru că lucrurile, așa, firea noastră are tendința de a o lua în stânga și în dreapta. Vă rog. Um, să să spunem, Slavim 119, zice, uh, Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele avem nevoie de revitalizare noi personal și cu siguranță și Biserica lui Hristos astăzi. E nevoie să căutăm așa cu smerenie, cu într-un duh de rugăciune, călăuzirea lui Dumnezeu, să fim onești cu noi înșine, să vedem ce anume uh, poate uh, e nevoie a fi schimbat uh, ce nevoie ce, de, de ce ar fi nevoie uh, să uh, acceptăm să fie făcut poate uh, diferit față de, de ceea ce știam noi. Așadar e nevoie de o deschidere uh, de o analiză sinceră pentru ca uh, lucrurile uh, ce, ce sunt ce pot deveni o piedică să fie, să fie înlăturate. Revitalizarea începe printr-o întoarcere autentică față de Cuvântul Domnului, o căutare a voie lui Dumnezeu în rugăciune, o încurajare a vieții de credință autentice pentru fiecare membru al Bisericii, și apoi o deschidere a ochilor noștri să vedem cum arată lumea în care trăim, care sunt provocările credincioșilor și ale oamenilor ale acestei generații care nu-L cunoaște pe Hristos și apoi o încercare a noastră de a vorbi pe limba celor care ne ascultă, care sunt oamenii secolului 21, care au provocări diferite chiar și față de acum 50 de ani și să, ducem, să fim martori al lui Hristos, să ducem adevărul Evangheliei acestei lumi ca să înțeleagă și să ne rugăm ca să-l accepte um, în urma lucrării pe care Duhul o poate face în inima lor. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu uh, și pe noi uh, și pe ceilalți care ne ascultă în seara aceasta. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Discuția rămâne deschisă. Sper să continuăm cu altă ocazie. Uh, tema aceasta este o temă foarte frumoasă și necesară de a fi înțeleasă așa cum trebuie și mai mult pusă în aplicare. Vă urăm un succes în activitatea dumneavoastră, atât pastorală, activitatea în cadrul Comunității Baptiste de București și mai mult la Universitate. Dumnezeu să vă dea putere și sănătate să duceți toate lucrurile după voia lui. Îmi mulțumesc și eu vă doresc mai departe binecuvântarea Domnului și succes în lucrarea frumoasă pe care o faceți la Prodocens. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici, din studio, vă mulțumim, vă salutăm și vă spunem la revedere!